Microbuzul cu care reprezentanții Alianței USR Plus Vâlcea merg prin localitățile vâlcene pentru a face campanie lui Dan Barna, candidat la funcția de președinte al României, a fost găsit vandalizat în această dimineață. Cel mai probabil, în noaptea de marți spre miercuri, persoane neidentificate până la această oră au mâzgălit cu spray de tip graffiti de culoare neagră autocolantele electorale cu Dan Barna și Dacian Cioloș aplicate pe autovehiculul parcat în zona sălii sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea. Reprezentanții Alianței USR Plus Vâlcea condamnă actul de vandalism și au depus plângere la poliție pentru aflarea și sancționarea făptuitorului. Din păcate, lumea nu înțelege că suntem într-o campanie de o competiție deschisă de idei și am ajuns la această situație neplăcută în care oameni, probabil puși de cineva, că altfel n-ar fi venit de unul singur, să dea cu spray pe imaginea candidatul nostru la prezidențiale Dan Barna și președintelui Plus Dacian Cioloș. Mai departe ce veți face? Sesizare? Vom face plângere, o sesizare la poliție. Da. Vom căuta să vedem dacă imaginile de la camerele de luat vederi au fost îndreptate către mașină și mai departe demersurile le va face justiția. Contracandidații noștri, îi rog să fie decenți în această competiție. Nu am creat și nu creăm niciodată disensiuni. Nu am venit cu mesaje, eu știu, nocive împotriva lor. Suntem deschiși să avem o competiție sănătoasă și frumoasă, ca oamenii să înțeleagă mesajul nostru. Este destul de interesant ce se întâmplă în momentul de față. Noi suntem în stradă printre cetățeni de câțiva ani de zile. Am strâns peste 1 milion de semnături pentru fără penal în funcții publice, pentru oameni noi. Semnăturile pentru candidații noștri au fost strânse în stradă printre oameni și știm că românii, vâlcenii, au un sentiment pozitiv, de pozitivism față de USR, față de Alianța USR Plus și față de candidații noștri. Ceea ce am găsit în această dimineață e oarecum contradictoriu cu ceea ce întâlnim noi în stradă în momentul de față și în ultimii ani. Nu credem că ăsta este sentimentul românilor și al vâlcenilor. Și este pentru noi un semn mare de întrebare pentru acest act de vandalism, pentru candidatul nostru, pentru Dan Barna, cel care are șanse în momentul de față să câștige președinția României, este cel mai bun candidat și din punctul nostru de vedere este o evoluție în democrația românească. Sperați să se afle cine e vandalul? Da, normal, am anunțat autoritățile, avem încredere că își face treaba foarte bine și așteptăm răspunsuri de la dumnealor. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat aici și de ce s-a ajuns la această situație. Bănuiți pe cineva? Cam din ce zonă ar putea să vină acest act? Nu avem de unde să bănuim așa ceva. Noi, decât am anunțat autoritățile locale, ele își vor face treaba și vom avea un răspuns de la dumnealor. Deocamdată, decât suntem în situația de față, aveam acest microbuz, o mini-caravană cu care să mergem în județ și să discutăm cu vâlcenii, să le arătăm programul cu care Dan Barna dorește să câștige președinția României. Din păcate, o să mai stăm puțin să vedem, să refacem microbuz și la urmă să mergem către vâlceni, să reluăm activitatea de campanie în județul Vâlcea. La nivelul IPJ Vâlcea a fost înregistrat un dosar penal pentru distrugere cu autor necunoscut. Reprezentanții Alianței USR Plus Vâlcea consideră că prejudiciul se ridică la 5.000 de lei.